proprietarul unui restaurant falimentar a permis unui cerșetor și fiicei sale să locuiască în restaurant cât timp acesta era de vânzare. Dar când a intrat fără să bată la ușă, nu a putut crede ce a fost în stare să facă cerșetorul. Lui stătea pe trotuar, așteptând ca fica sa să iasă de la școală și a ales strada laterală, departe de ieșirea principală, pentru a putea fi nevăzut. Ceilalți părinți se aglomerau de obicei așteptându-și copiii, dar lui știa că dacă ar face asta, ar primi zeci de priviri de dispreț. Ei nu înțeleg, se gândea el. Dacă măcar ar ști cât încerc să ne readuc viața la normal, nu m-ar privi așa. Luis se adâncea în gândurile sale, reflectând asupra realității dure a vieții sale. Poate ar trebui să încerc mai mult, să caut mai mult. Poate există ceva ce nu m-am gândit să fac, reflecta el. Trebuie să existe o cale. Trebuie să existe. Deodată, o voce dulce și plină de energie i-a întrerupt gândurile. Tată, am ajuns. Nu știi câte lucruri am depovestit. Era Sofia alergând spre el cu un zâmbet uriaș pe față. Am învățat atât de multe lucruri. Profesora m-a lăudat și a spus că sunt foarte inteligentă. Vorbea fără oprire fiecare cuvânt încărcat de entuziasm. Luis s-a ridicat, fața i se lumina de fericirea fiicei sale. Povestește-mi tot, draga mea. Dar să vorbim în timp ce mergem sau vom pierde prânzul, spunea el în timp ce lua rucsacul fiicei sale. Mergând umăr la umăr pe stradă, lui s-a asculta atent în timp ce Sofia îi povestea despre ziua ei. Conversația a durat până când s-au apropiat de restaurantul lui Armando Navarro. Luis și Sofia au trecut prin aleea laterală a restaurantului, un loc pe care l-au vizitat de multe ori în ultimele săptămâni. Restaurantul era un paradis în mijlocul atâtor dificultăți pe care tatăl și fiica le întâmpinau zilnic. Armando, un bărbat de vârstă mijlocie cu o expresie serioasă care rar dispărea de pe fața lui, avea inima la fel de mare ca și înălțimea sa. În ciuda aparenței sale rigide, generozitatea sa nu avea limite mai ales pentru cei în nevoie. Ca de obicei, era un mic grup de oameni fără adăpost adunați în alee, așteptând mâncarea zilei. Prezența lui Luis și Sofia era deja constantă și unii îi salutau la sosire. Când s-au apropiat de ușa magaziei unde Armando organiza oale mari pline cu mâncare caldă, aroma invitantă a umplut aerul. Salut, Luis, Sofia! Cum sunteți azi? ați ajuns exact la timp. Tocmai am umplut oalele din nou, i-a salutat Armando. Bine, mulțumit ajutorului dumneavoastră, domnule Armando. Nu știți cât de mult ne folosește aceste donații. Cred că aș fi pierdut în a găsi ceva pentru fica mea, a răspuns Luis, cu vocea încărcată de recunoștință. Nu trebuie să mulțumești de fiecare dată când apari, Luis ar trebui să fie obligația fiecărui loc. Dar se pare că majoritatea preferă să risipească, ca și cum nimeni nu ar avea nevoie. Oricum, am ceva special azi. Sper să vă placă. Dacă nu vă place, e vina fiicei mele, a glumit Armando în timp ce umplea o oală. Luis și Sofia au mulțumit, au luat oala plină și s-au așezat în alee pentru a împărți mâncarea. Sofia a început să povestească din nou în timp ce se bucurau de mâncare și au mâncat liniștiți. Când aproape termina seră, Armando a apărut și a mers spre ei, așezându-se lângă Luis. Armando era prieten cu Luis și era obișnuit să stea de vorbă cu ei, dar de data aceasta părea diferit. Părea destul de abătut și obosit. Luis, observând schimbarea în starea de spirit a prietenului său, a simțit o înțepătură de îngrijorare. Ce s-a întâmplat, Armando? Par îngrijorat. E ceva legat de restaurant sau de fica ta? Armando a iitat, dar în cele din urmă și-a mărturisit situația. Luis, lucrurile nu merg bine. Mă confrunt cu probleme serioase de bani. Clientela a scăzut mult în ultimele luni și datoriile se acumulează. Mi-e teamă că dacă situația nu se schimbă curând, Va trebui să închid și să vând restaurantul. Vocea lui era un amestec de disperare și angoasă. Lui s-a rămas tăcut pentru un moment, absorbind cuvintele lui Armando. Restaurantul nu era doar o sursă de mâncare pentru el și Sofia. Era un simbol al speranței, un reminder că încă există bunătate în lume. Nu poate exista o soluție. Ceva ce am putea face pentru a ajuta? Restaurantul nu poate pur și simplu să se închidă așa, după atâția ani. Armando a ridicat din umeri un gest de aproape resemnare. Chiar nu știu, Luis. Am încercat totul. Am promovat restaurantul, am oferit reduceri, dar nimic nu pare să atragă mai mulți clienți. Și cu economia cum e, oamenii cheltuiesc mai puțin în afara casei. Domnule Armando, ne ajutați când avem cea mai mare nevoie. Trebuie să existe o cale de a vă întoarce favoarea. Vom găsi o modalitate de a ajuta, promit. Poate putem găsi o formă de a atrage atenția asupra restaurantului, ceva ce nu ați încercat încă. Deși nu avea idee ce ar putea face, determinarea în vocea sa era clară. Luis știa că situația era gravă, dar refuza să accepte pur și simplu destinul. Armando a zâmbit slab, mișcat de oferta de ajutor. Îți mulțumesc, Luis. Disponibilitatea ta de a ajuta, chiar și cu dificultățile tale, înseamnă mult pentru mine. Deși nu am idee cum ai putea ajuta. Sper din toată inima să depășiți această fază, Armando. Știu foarte bine ce înseamnă să pierzi totul dintr-o dată. E o senzație îngrozitoare și nu-i o doresc nimănui. Ochii lui reflectau o tristețe profundă, dar și o înțelegere intimă a situației lui Armando. Atinând empatia lui Luis, omul l-a încurajat să vorbească mai mult. Nu mi-ai povestit niciodată prea multe despre cum ai ajuns așa. Ce ți s-a întâmplat exact? Eu lucram în publicitate. Era o carieră pe care o iubeam, știi? Creativitate, strategie, Eram foarte bun la ceea ce făceam. Dar compania nu a putut rezista. Cu piața în scădere, clienții reducând cheltuielile, am sfârșit prin a închide. Am fost unul dintre ultimii concediați, cu speranța că lucrurile s-ar putea schimba. Amintirea ultimei zile la birou era încă proaspătă, șocul și neîncrederea colegilor, tristețea din ochii tuturor. Săptămânile care au urmat au fost cele mai rele posibile. Căutam un loc de muncă în fiecare zi, dar nimic nu apărea. Chiria a început să se întârzie, economiile s-au epuizat. Până într-o zi, când s-a întâmplat cel mai rău. Am fost evacuați, Sofia și cu mine. Luis făcu o pauză, durerea acelui moment încă proaspătă în mintea sa. Dintr-o dată, fără loc de muncă, fără casă, fără să știu cum să-mi protejez fetița. Totul a fost foarte disperant. Privirea lui Luis se pierdu un gol pentru un moment, retrăind agonia senzației de a trăi un coșmar. Armando asculta în tăcere, absorbând fiecare cuvânt. Povestea lui Luis era un memento crud despre cât de repede se poate schimba viața. Luis, îmi pare foarte rău pentru tot ce ați trecut. Forța și determinarea ta, chiar și în fața atâtor adversității. Sunt cu adevărat inspiratoare. Sper ca lucrurile să se îmbunătățească pentru voi doi, la fel ca și pentru mine. Vom depăși toate acestea într-un fel, dar este nevoie de mult curaj, spuse Armando cu sinceritate și admirație. Luis sunt recunoscător. Mulțumesc, Armando! Ajutorul tău face deja o mare diferență pentru noi. Deși nu pot face prea multe. Să știi că poți conta pe mine pentru orice ai nevoie. Luis și Sofia se despărțiră de armando puțin mai târziu și merseră spre adăpostul lor improvizat, drumul spre colțul pe care îl numeau acasă. Era un cort pe care îl montaseră sub acoperișul unei case mici și abandonate. Un spațiu care, în ciuda tuturor, oferea măcar un acoperiș împotriva vântului și ploii. Poarta casei, mereu deschisă, invita dar lui respecta limitele invizibile impuse de posibilitatea unui proprietar necunoscut și nu se aventura niciodată în casă, limitându-se la utilizarea micii curți acoperite. Ziua trecu fără să mai obțină altă mâncare. Când seara veni, Luis și Sofia se așezară în cort pentru a dormi. Liniștea era întreruptă doar de sunetul respirației lor liniștite și de ocazionalul zgomot îndepărtat al orașului. Lui sprivia spre acoperișul cortului, pierdut în gânduri. Trebuie să găsesc o soluție pentru noi. Mai devreme sau mai târziu, soluția va apărea, sunt sigur, reflecta el, mintea lucrând neîncetat în căutarea soluțiilor. Sofia, deja adormită, respira ușor lângă el. Ea era singurul motiv pentru care continua să lupte. Ea este tot ce am și eu, sunt tot ce i-are pentru ea nu pot să renunț. Cu acest ultim gând determinat, a dormi și el. O parte din noapte trecu liniștită și tăcută. Totuși, liniștea dimineții fu brusc întreruptă. O voce aspră și autoritară trezi tatăl și fica în cort. Voi doi, ieșiți acum de acolo. Ieșiți sau va trebui să sparg acest cort. Mi-ați auzit bine? Vocea încărcată de autoritate îi făcu pe amândoi să se trezească speriați, inima bătând puternic în piept. Sofia, încă dezorientată de somnul întrerupt, se uită la tatăl ei cu frică și confuzie. Tată, ce se întâmplă? De ce ne cheamă? Șoptia cu voce tremurândă. Luis, încercând să rămână calm în fața fricii evidente a fiicei sale, răspunse cu voce joasă și calmă stai aici, Sofia. Mă duc să văd ce se întâmplă. Nu ieși din cort. Ieși, lui se întâlni cu figura impunătoare a unui polițist, patru la fiind staționată pe stradă, luminile roșii și albastre clipind în întuneric. Polițistul, cu o expresie dură, nu pierdu timp. Invadezi această proprietate și, după starea porții, se pare că ai forțat și intrarea. Acuzarea era gravă, și lui să încercă rapid să explice situația. Domnule, nu am invadat nimic. Poarta a fost mereu deschisă și casa este complet abandonată. Doar încercam să ne adăpostim, spuse Luis, vocea încărcată de disperare, dar cuvintele sale păreau să nu conteze. Polițistul îi întrerupse explicațiile. Asta nu contează. Nu puteți sta aici. Abandonată sau nu, aceasta este o proprietate privată. Dacă nu plecați acum, voi fi obligat să vă și să iau copilul. Amenințarea era clară și lui știa că nu avea de ales. Frica de a fi separat de Sofia, de a-și lăsa fica singură, era insuportabilă. Se dădupă și, aplecându-se pentru a privi în interiorul cortului, lui îi spuse Sofiei, trebuie să plecăm acum ia-ți rucsacul, vom găsi un alt loc unde să ne odihnim. Ești bine? Spuse, încercând să ascundă tremurul din voce. Împreună ieșiră din adăpostul improvizat, trecând pe lângă patrulă. În timp ce se îndepărtau, lui simțea greutatea privirii polițistului în spate și încerca prin toate mijloacele să ignore dorința de a fugi cât mai repede. Posibil, în timp ce mergeau sub pelerina nopții, lui lupta împotriva lacrimilor care amenințau să iasă. Sofia, simțind tensiunea și tristețea tatălui ei, i-a strâns mâna mai tare. Lui s-a privit în jos, către chipul fiicei sale, și a văzut o reziliență care îl surprindea întotdeauna. Totul va fi bine, tată. Aci oameni răi cel puțin nu te-au rănit. Deci, totul va fi bine, a spus ea cu o convingere care i-a strâns inima lui Luis voia să creadă în cuvintele ei, voia să găsească aceeași forță pe care o vedeam fiica sa, dar incertitudinea asupra ceea ce va urma i-a pe umeri. Trebuie să fiu puternic pentru noi doi, gândi lui în timp ce se îndepărtau tot mai mult, lăsând în urmă singurul adăpost pe care îl aveau. Nu pot să plâng în fața ei, oricât aș vrea. Trebuie să rămân ferm. Mergând sub vastitatea nopții, Luis și Sofia în cele din urmă s-au întâlnit cu o piață, un spațiu liniștit unde ar putea să se odihnească. Oboseala era vizibilă pe chipul Sofiei, care cu fiecare pas lupta împotriva somnului și a epuizării. Observând efortul fiicei sale, Luis a ales o bancă îndepărtată, un loc unde ar putea să se odihnească pentru un moment. Cu bâlândețe, a așezat-o pe Sofia în poală, oferindu-i puțină alinare pe care o putea în acea situație incertă. Înainte de a adormi din nou, Sofia murmură cu o voce slabă, Tată, mi-e foame. Nu e nimic de mâncare până mâine. Nu-mi place prea mult mâncarea de la școală. Aceste cuvinte simple și directe l-au lovit pe lui ca un pumnal. Senzația de neputință în fața foamei fiicei sale era copăleșitoare. Cum poți să te protejezi de lume dacă nici măcar nu-ți pot da ceva de mâncare? Se gândi el, durerea celei realități tăindu-le adânc. Luptând împotriva lacrimilor care amenințau să cadă, lui s a mângâiat părul Sofiei, încercând să-i ofere un oarecare confort. Știu, draga mea, știu. Dar mâine la școală vei putea mânca în timpul recreației. Doar un pic mai multă răbdare, bine curând va fi zi. Cu ochii grei de oboseală și foame, Sofia l-a privit pe tatăl ei și a zâmbit. E în regulă, tată. Te iubesc mult, știi? Promit să iau biscuiți pentru tine, a spus înainte de a adormi în sfârșit doar cu gândurile ei. În timp ce Sofia dormea liniștită în poala lui, Luis și-a permis să plângă în tăcere. Lacrimile curgeau liber fiecare purtând cu sine greutatea eșecului pe care îl simțea ca tată. Dumnezeule, până când va trebui să o fac să trăiască astfel? Reflecta el, inima strânsă de durere și de dragostea necondiționată pe care o simțea pentru fica sa. Privind spre cerul nocturn, lui scăuta în stele un semn de speranță, un indiciu că lucrurile ar putea, cumva, să se schimbe în bine. Te rog, dăm putere să schimb norocul nostru. Accept orice. Voi face orice. Doar am nevoie de o șansă, șoptea el Universului, o rugăciune tăcută a unui tată disperat pentru un viitor mai bun pentru fica sa. La răsăritul unei noi zile, rutina s-a repetat. Cu Sofia alături, au mers spre școală, un ritual care, în ciuda circunstanțelor, îi oferea lui lui un sentiment de normalitate și scop. Dimineața a trecut încet, fiecare moment marcat de îngrijorarea latentă despre ceea ce viitorul le rezerva. Când a venit ora să o ia pe fetiță, lui Siran în același loc ca întotdeauna, așteptând o pe Sofia cu o anxietate deghizată în calm. Împreună, tată și fiică au mers către restaurantul lui Armando. Cu toate acestea, apropindu-se, îi aștepta o nouă lovitură. Una fiștei se vinde ui era înfipt pe fața da restaurantului. Inima lui lui s-a prăbușit la vederea semnului. Realitatea situației l-a tăiat mai adânc decât se aștepta. Asta nu poate fi posibil. Nu, Armando nu va renunța așa. Datorită lui, fica mea mănâncă de mai multe ori pe zi. Nu voi lăsa să se întâmple asta, gândi el, tot șocul transformându-se într-o hotărâre puternică. În timp ce se pregăteau să primească mâncarea zilei, curiozitatea și îngrijorarea l-au determinat pe Luis să-l întrebe pe Armando despre situație. Armando, ce e cu acel afiș? Nu pot să cred că renunți la restaurant. Te cunosc prea bine ca să te văd renunțând astfel. Privirea lui Armando era un amestec de resemnare și tristețe, o oglindă a luptei interne pe care o înfrunta. Luis, nu am avut de ales. Situația financiară a restaurantului a devenit insuportabilă. Vânzarea a fost singura ieșire care mi-a rămas. Îmi pare foarte rău pentru voi doi și pentru toți ceilalți, dar nu mai am ce să fac. Dar săptămâna aceasta, vă garantez că veți avea ce mânca. Va trebui să călătoresc pentru o săptămână și fica mea se va ocupa de lucruri aici. Între timp, ea va avea grijă și de voi. În mijlocul vârtejului de emoții și îngrijorări care la saltau pe Luis, mintea lui lucra frenetic. Teama de a nu mai putea să-și hrănească fica, frica pentru viitorul lui Armando și al restaurantului său, totul părea să se îndrepte spre un stat de disperare aproape paralizant. Și dacă nu mai avem unde să căutăm mâncare? Și dacă totul se înrăutățește și mai mult? Gândurile se îngrămădeau, fiecare aducând propria sa povară de anxietate și teamă. Atunci, în mijlocul acestei furtuni de îngrijorări, o scânteie de inspirație a iluminat întunericul disperării lui Luis. Experiența și abilitățile sale în publicitate, care atât de mult timp păreau să aparțină unei vieți trecute, deodată s-au arătat ca cheia pentru o soluție. Pot folosi ceea ce știu. Știu deja cum pot ajuta, și-a dat seama el un val de determinare înlocuind frica. Privindu-le pe Armando cu o intensitate reînuită, Luis a spus, Armando, am o soluție. Dăm această săptămână. Lasă-mă să-mi folosesc abilitățile în publicitate pentru a atrage mai mulți clienți la restaurant. În schimb, fica mea și cu mine vom dormi în depozit. Doar un loc sigur pentru a trece noaptea. Vocea lui era plină de speranță dar și de o urgență care nu lăsa loc de îndoială asupra seriozității ofertei sale. Armando, inițial surprins de propunere, a reflectat asupra cuvintelor lui Luis. Restaurantul era la marginea prăpastiei și ideea de a-l vinde părea singura ieșire. Cu toate acestea, propunerea lui Luis era ceva complet neașteptat, o rază de speranță. După câteva momente de reflexie, Armando a dat din cap afirmativ. Bine, Luis, e o înțelegere. Ai o săptămână. Dacă reușești să aduci mai mulți clienți și să arăți că există speranță pentru acest loc, voi reconsidera vânzarea. Decizia lui, deși precaută, era un vot de încredere pe care îl acorda lui Luis. Luis a simțit o combinație de ușurare și teroare când a auzit răspunsul lui Armando. Responsabilitatea de a salva restaurantul împreună cu oportunitatea de a oferi un refugiu sigur pentru Sofia, era imensă. Mulțumesc, Armando! Promit că voi face tot ce pot pentru ca acest lucru să funcționeze. Nu te voi dezamăgi, promit. Lui s-a petrecut ziua mai liniștit, având în sfârșit un loc unde să se odihnească. S-au întors la restaurant puțin înainte de apusul soarelui și au găsit ușa depozitului deschisă. Cu grijă, au privit înăuntru și au găsit o tânără femeie aranjând un pat între cutii. Un gest simplu, dar plin de semnificație în acel spațiu improvizat. Bună seara, spuse Luis, vocea lui rezonând ușor. Scuză-mă pentru deranj. Ești fica lui Armando, nu-i așa? Femeia ridică privirea surprinsă, dar curând chipul ei se lumină cu un zâmbet cald. Trebuie să fi Luis spuse ea, apropiindu-se cu o expresie amabilă. Eu sunt Victoria, fica lui Armando. Și ea trebuie să fie Sofia, nu-i așa? Ce fetiță frumoasă! Vocea ei era caldă și se aplecă pentru a o saluta pe Sofia, care privea scena cu curiozitate. Victoria i-a invitat să intre. Vă rog, intrați, simțiți-vă ca acasă. Am făcut o supă caldă pentru a vă întâmpina, m-am gândit că veți fi flămânzi. Așteptați un moment aici, merg să o aduc. Într-o clipită, a ieșit și, chiar mai repede, cei trei erau așezați pe cutiile din depozit, fiecare bucurându-se de un bol de supă. Luis și Sofia au acceptat mâncarea cu recunoștință, aroma tentantă a supei umplând aerul. Așezați împreună, au început să mănânce. În timp ce mâncau, lui s-a întrebat de Armando. Și tatăl tău. A spus că va pleca într-o călătorie. A plecat deja astăzi. Mă gândeam că atunci când ne întoarcem, el va fi încă aici. Victoria a confirmat că deja plecase în călătorie. A trebuit să plece astăzi, dar m-a lăsat bine instruită. Știu că are încredere în mine să mă ocup de lucrurile de aici. Asta îmi dă mai multă încredere că voi reuși să fac totul bine. Ai aceeași inteligență și bunătate ca tatăl tău. Cu siguranță vei reuși. Lui sâng și primi în schimb un zâmbet timid. Apropo, această supă este cu adevărat minunată. Trebuie să fii moștenit darul gătitului de la tatăl tău. Îți place să gătești. Iar răspunse afirmativ ochii ei strălucind cu o pasiune evidentă. Da, îmi place foarte mult să gătesc. Este o formă de exprimare pentru mine, dar nu este ceea ce vreau să fac în viață. De fapt, întotdeauna am visat să trăiesc din muzică. Gătitul vorbește sufletului, dar muzica vorbește inimii. Lui s-o asculta atent, impresionat de pasiunea victoriei. Muzica are acest putere, nu? Ne face să ne simțim conectați la ceva mai mare, ceva care transcende cuvintele. Și mie mi-a plăcut întotdeauna. Am cântat la instrumente, știai? Știu să cânt la pian, chitară și puțin la vioară. Sofia, deștecută, asculta conversația, ochii ei mutându-se între Luis și Victoria. Cu o curiozitate inocentă, observă schimbul de zâmbete între tatăl ei și Victoria. Era o scenă rară pentru ea să-și vadă tatăl atât de angajat într-o conversație. Un zâmbet sincer îi lumina chipul într-un mod pe care aproape nu-l recunoștea. Fericirea care emana de la el era foarte diferită, o schimbare binevenită față de îngrijorarea constantă care părea să-i apese pe umeri în ultima vreme. În timp ce conversația curgea natural între lui și Victoria, Sofia a așteptat răbdătoare pentru o oportunitate de a-și exprima gândurile. În cele din urmă, găsind un moment de liniște, Sofia vorbi cu dulceața și sinceritatea pe care doar un copil o poate avea. Tată, Victoria ar fi o mamă minunată, nu crezi? Luis, surprins de declarația Sofiei, simți cum fața ei se încălzește într-o nuanță profundă de roșu. Rușinea și jenarea l-au inundat instantaneu în timp ce căuta cuvintele potrivite pentru a-și cere scuze. În timp ce râdea nervos, spuse: Sofia, pentru numele lui Dumnezeu, Victoria, o mie de scuze. E doar un copil. Știi cum sunt copiii, nu-i așa? Victoria, la rândul ei, se înroște comentariul Sofiei, dar reacția ei fu întâmpinată cu un râs sincer. Un zâmbet cald. Nu-ți face griji, Luis, este absolut adorabil. Înțeleg. Cu toată această situație dificilă pentru voi doi, probabil că îi lipsește o mamă, spuse Victoria, vocea ei plină de afecțiune și amuzament. Acea scurtă întrelupere de disconfort nu a diminuat spiritul serii, din potrivă, a adăugat o notă de intimitate și umanitate întâlnirii. Conversația a continuat pentru un timp până când Victoria a decis să plece. Victoria s-a despărțit de ei, și au rămas doar tatăl și fica în întunericul și liniștea depozitului. După plecarea Victoriei, Luis și Sofia s-au acomodat pe salteaua care acum servea drept pat în spațiul restrâns al depozitului. Atmosfera era liniștită, un calm confortabil umplea spațiul după energia și căldura prezenței Victoriei. În timp ce se așezau, încercând să găsească confort pe salteaua improvizată, Mintea lui Luis încă rezona cu râsetele și conversațiile din acea seară. Totuși, înainte de a adormi, Sofia a rupt tăcerea. – Tată, am văzut cum o priveai pe Victoria. – Îți place, nu-i așa? – Nu are rost să mă minți. – Păreai un prost. Întrebarea, pusă cu o simplitate dezarmantă, l-a făcut pe Luis să râdă surprins. – E timpul de somn, micuțo gata cu vorbele pe ziua de azi. Sunt obosit, spuse el, deși inima îi se încălzea de observația ei. Sofia adăugă cu un zâmbet și ret, și ei ai plăcut. Pot să-mi dau seama. Era și ea tot prostută cu tine. Cuvintele ei, spuse cu încrederea inocentă a copilăriei, îl lăsară pe lui surprins. Observa cum Sofia închidea ochii, un zâmbet mulțumit pe buzele ei în timp ce se așeza să doarmă, lăsându-le pe lui singur cu gândurile sale. Mintea lui lui se învârtea în jurul posibilității acelei afirmații ar putea fi adevărat. Ar putea Victoria să fi simțit cu adevărat ceva pentru el? Sau era doar imaginația Sofiei? Este doar un copil. Ar putea fi doar imaginația ei fertilă. Ideea părea ceva improbabil de real cu siguranță simțea ceva pentru Victoria, dar realitatea circumstanțelor lor făcea ca un sentiment reciproc să pară imposibil. În timp ce aceste gânduri îl învăluiau, lui se cufundă în oboseală și a dormi. Dimineața următoare, Victoria, cu energia ei obișnuită, a servit micul dejun pentru lui și Sofia, un gest de amabilitate care depășea așteptările. În timp ce se bucurau de mâncarea simplă, dar făcută cu grijă, Victoria îl întrebă pe Luis despre planurile lui pentru restaurant. Ai vreo idee despre ce vei face pentru a ajuta restaurantul?" Tatăl meu a spus că ești bun în publicitate și că poate ai vreo idee despre ce să faci. Curiozitatea ei era sinceră, amestecată cu un strop de speranță. Luis, mestecând pâinea, răspunse, Încă mă gândesc, dar aș vrea să arunc o privire înăuntru." poate că acolo voi avea vreo idee. E foarte important să cunoști bine ceea ce urmează să promovezi pentru a crea ceva cu adevărat atrăgător. Victoria, realizând nevoia lui lui de a avea spațiu și timp pentru a lucra, se oferi să o ia pe Sofia cu ea. O pot lua pe Sofia cu mine, astfel te poți concentra mai bine și vei avea mai mult timp să te gândești la planurile tale. Oferta era mai mult decât un gest de ajutor, era un semn de încredere și sprijin pentru efortul lui Luis. Recunoscător, Luis acceptă, mulțumindu-i victoriei pentru generozitatea ei. Ar fi minunat. Mulțumesc, Victoria. Îți promit că tot sprijinul și grija ta pentru noi doi nu vor fi în zadar, la fel cum încrederea tatălui tău în mine nu va fi dezamăgită. Recunoștința lui era profundă ușurat că știa că Sofia va fi pe mâini bune, după plecarea fetelor, lui se intră pe ușa depozitului care dădea în bucătărie. De acolo, urma partea principală a restaurantului, unde mesele goale așteptau clienții care nu mai veneau. Liniștea spațiului închis era profundă, dar pentru lui si era un câmp vast de potențial. În timp ce inspecta locul, ochii se opriră asupra unui panou cu o tablă descrisă aproape de intrare, cu semnul de bun venit care invita clienții să intre. Atunci o idee începu să prindă contur în mintea lui. Când Victoria se întoarse, lui s-o aștepta așezat pe cutiile din depozit, energia noii sale idei revărsându-se în anticipare. Își împărtăși viziunea cu ea, ce ar fi să folosim acel panou de la intrarea restaurantului pentru a anunța ceva diferit. Ceva care să facă oamenii să intre și să vadă ce se întâmplă. Entuziasmul din vocea lui era contagios. "Luis continuă. Putem anunța feluri speciale, promoții sau chiar evenimente tematice, ceva care să se schimbe regulat și să creeze o senzație de noutate și așteptare." Vorbea cu încredere, experiența lui în publicitate strălucind prin planul său. Victoria asculta atent, chipul ei iluminat de perspectiva unei schimbări pozitive, dar încă arăta puțină nesiguranță. Ideea este foarte bună, Luis, dar trebuie să ținem cont de condițiile actuale ale restaurantului. Nu ne putem permite să generăm multe cheltuieli suplimentare, explică ea, vocea ei încărcată de un amestec de optimism și precauție. Avem nevoie de ceva simplu, dar eficient. Luis te du din cap, înțelegând perfect rezervele Victoriei. Închise ochii pentru un moment lăsând mintea să lucreze prin încurcătura de posibilități, căutând o soluție creativă care să se potrivească situației. Atunci, ca și cum i s-ar fi aprins un bec în minte, îi veni o idee. Și dacă am face jocuri? De exemplu, un client ar putea comanda un fel de mâncare la întâmplare. Orice fel de mâncare din meniu ar fi servit, dar înainte de a mânca, ar trebui să ghicească numele felului de mâncare. Dacă ghicește corect, ar câștiga felul de mâncare și o băutură gratuită. Entarea victoriei dispăru rapid, dând loc unui entuziasm crescând. Simplitatea și genialitatea ideii o cuceriră. Asta e strălucit, Luis. Este o modalitate amuzantă și captivantă de a atrage oameni în restaurant fără a necesita o investiție mare. În plus, creează o experiență incredibilă pentru clienți, exclamă ea, admirația ei pentru creativitatea lui lui crescând doar. Entuziasmul Victoriei era atât de mare încât, impulsiv, se aruncă înainte și îl îmbrățișă pe lui. Gestul spontan îl lăsă momentan surprins, fața lui înroșindu-se de apropierea bruscă. Rușinea, amestecată cu un strop de bucurie, îi înroșo obrajii în timp ce el răspundea gentil îmbrățișării pe măsură ce se despărțiau, amândoi cu zâmbete timide pe buze, energia dintre ei se schimbase subtil. Totuși, lui Stuș, încercând să revină la discuție. Atunci să începem să planificăm. Trebuie să răspândim vestea și poate să ne gândim la alte jocuri sau evenimente pe care le-am putea organiza. Ar trebui să facem ceva diferit în fiecare zi pentru ca clienții să aibă mereu un motiv să revină? Victoria în cuvință, inspirată de determinarea lui Luis. Da, să facem asta. Și am câteva alte idei care ar putea funcționa bine, ținând cont de bugetul limitat. Conversația continuă, amândoi schimbând gânduri și sugestii, un sentiment de speranță reînnoită umplând spațiul. În acel moment, viitorul restaurantului lui Armando părea să fie pe cale să fie salvat. Cu planul atent conturat și cu emoția în aer, Victoria a preluat inițiativa de a pune în aplicare ideea. A luat tabla și, cu o caligrafie clară și atrăgătoare, a scris fraza pe care sperau să atragă clienții, comandă un fel de mâncare la întâmplare și ghicește-i numele. Dacă reușești, nu plătești. Actul de a plasa panoul pe stradă a fost încărcat de o combinație de nervozitate și speranță, un pariu pe creativitatea umană și curiozitatea pentru a reînsăfleți restaurantul. De îndată ce restaurantul s-a deschis, Victoria s-a ocupat în bucătărie, încercând să se distragă cu sarcinile zilnice. Curăța puținele farfurii pe care le avea, spălând și uscând tot ce găsea. Oare se va interesa cineva? Și dacă nimănui nu-i place să riște. Doar pentru că ideea e bună nu înseamnă că va funcționa. Ansietatea creștea, dar încerca să-și păstreze încrederea în plan. Apoi, un sunet a spart liniștea și tensiunea din atmosferă, soneria ușii anunțând sosirea unui client. Inima Victoriei bătea cu putere și se grăbi să-și curețe mâinile pe șorț înainte de a merge să întâmpine. În fața ei era un bărbat cu o expresie de curiozitate evidentă, întrebând despre Panou. Am văzut promoția la intrare. Cum funcționează exact? Chiar e gratis, dacă ghicesc. Vocea lui purta un amestec de interes și provocare. Victoria a explicat dinamica cu un entuziasm abia stăpânit. Comanzi un fel de mâncare la întâmplare din meniul nostru, și eu îl prepar pentru tine. Înainte de a-l gusta, încerci să ghicești numele felului de mâncare. Dacă reușești, felul de mâncare și băutura sunt din partea casei. Strălucirea din ochii ei era incontestabilă, speranța că acea simplă interacțiune ar putea fi începutul la ceva mai mare. Clientul părea amuzat de propunere. Destul de interesant. Accept provocarea. Să vedem ce se întâmplă. Vreau un fel de mâncare la întâmplare, te rog. Victoria, aproape ne crezi în norocul, în cuvință, și alergă în bucătărie pentru a pregăti primul fel de mâncare al zilei. Între timp, în depozit, lui petrecea ziua într-o combinație de anxietate și așteptare, alternând între a-și revizui ideile și a spiona prin ușa bucătăriei, așteptând orice semn de la Victoria. Lipsa de vești îi alimenta îngrijorarea. Făcându-le să se întrebe dacă planul funcționase cu adevărat. Și dacă nu a interesat pe nimeni. Și dacă a fost un eșec total. Nu, nu pot să gândesc așa. Trebuie să gândesc pozitiv. Va funcționa. E doar o chestiune de timp până să se întâmple. Încerca să îndepărteze gândurile negative, concentrându-se pe speranța că Victoria era pur și simplu preocupată pentru a veni la depozit. A așteptat-o pe Victoria toată dimineața, dar, având în vedere programul, lui s-a trebuit să iasă să-și ia fica de la școală. Totuși, la întoarcere, îngrijorarea lui s-a transformat în curiozitate. O văzu pe Victoria implicată în rutina ei zilnică de a hrăni cerșetorii din spatele restaurantului. De îndată ce i-a văzut sosind, cu un entuziasm de neoprit, s-a grăbit să-i aducă înăuntru. Nu veți crede ce s-a întâmplat! Ideea funcționează. Am avut mai mulți clienți azi decât de obicei. Reușești, Luis. Ești cu adevărat grozav. Bucuria ei era contagioasă, ochii strălucind de succes. Luis, la uzul veștilor, nu s-a putut abține să nu râde de fericire pură. Serios? Asta e incredibil. Doamne, nu ai idee ce ușurare simt acum. Faptul că doar patru clienți ghiciseră corect numele felurilor de mâncare era cireasa de pe tort. Însemna că ideea nu doar că atrăsese mai mulți oameni, ci și că restaurantul genera un anumit profit. Dar totuși nu putem să ne culcăm pe ureche. Trebuie să continuăm cu noutățile și să aducem lucruri noi. În timp ce eram în depozit, mă gândeam la următorul pas. Și dacă încercăm ceva similar cu sucurile? Clienții ar putea încerca să ghicească gustul sucului. Dacă reușesc, pot comanda câte pahare vor. Victoria, încă influențată de emoția zilei, a primit sugestia cu entuziasm. Minunat! Îmi place! Am observat că oamenii sunt atrași de provocări, mai ales cei tineri. A doua zi, noul panou, plasat strategic pe stradă, Anunța-ți comandă un suc la întâmplare și ghicește gustul. Dacă reușești, bea cât vrei. Așteptările erau mari și, deși ideea a reușit să atragă un anumit număr de persoane, Victoria a observat că creșterea numărului de clienți nu era atât de semnificativă pe cât se așteptaseră. Comparativ cu creșterea din ziua precedentă, ziua a trecut în același ritm. Fiecare client care intra purta cu sine o anumită curiozitate. Pe măsură ce ziua avansa, numărul persoanelor scădea treptat, fără schimbări mari în fluxul general al restaurantului. La sfârșitul zilei, Victoria l-a găsit pe Luis în depozit, cu o expresie încărcată de îngrijorare. Luis, ideea cu sucul a fost bună, dar nu a adus exact numărul de clienți de care aveam nevoie. Cred că avem nevoie de ceva mai atrăgător, ceva care să ne diferențieze cu adevărat de celelalte restaurante ceva care să atragă atenția. Mărturisia, ea, descurajarea colorându-i cuvintele. Sinceritatea și urgența din vocea ei reflectau presiunea pe care amândoi o simțeau pentru a revigora restaurantul. Luis, observând îngrijorarea victoriei, s-a cufundat în gânduri, căutând o soluție. Atunci i-a venit în minte ceva ce Victoria menționase anterior, pasiunea ei pentru muzică. Victoria, ai spus că îți place muzica, nu? Știi să cânți la vreun instrument sau te-ai prezentat vreodată în fața unui public? Victoria, surprinsă de schimbarea bruscă de subiect, a uitat pentru un moment. Da, îmi place muzica și când puțin la chitară, dar nu m-am prezentat niciodată. Când doar pentru mine și pentru tatăl meu. La ce te gândești exact? Avea neîncredere în voce o teamă anume făcând-o să se întrebe unde ducea acea conversație. Luis, cu un zâmbet pe buze, a lăsat tăcerea să vorbească pentru el, provocând o înțelegere imediată în Victoria, care a făcut repede un pas înapoi. Nu sugerezi că ar trebui să mă prezint, nu-i așa, Luis? Nu știu dacă pot. Nu neg, e o idee bună. Dar dacă mă emoționez prea tare și nu pot cânta? cu discuția luând o direcție neașteptată, lui s-a perceput emoția și frica în ochii Victoriei. Ideea de a se prezenta în public părea să o terorizeze. Totuși, lui si era hotărât să încerce să rezolve problema. Atunci ce ar fi să începi cântând doar pentru mine și pentru Sofia? Consider asta ca o repetiție. Dacă poți cânta pentru noi, vei putea să te prezinți fără teamă în fața publicului din restaurant, a sugerat Luis, încercând să mențină tonul cât mai bălând și reconfortant posibil. Inițial, Victoria părea încă nesigură. Ideea de a cânta, chiar și pentru un public mic și prietenos, era o provocare care atingea cele mai adânci insecurități ale ei. Și dacă fals. Nu sunt atât de bună, Luis. Sunt o cântăreață amatoare. Nu am tehnică. Niciodată nu am studiat să cânt așa. Vocea Victoriei era un amestec de teamă și dorință de a-și împărtăși pasiunea. Luis, însă, nu a cedat. Victoria, avem încredere în tine și, indiferent ce se întâmplă, vom fi aici să te susținem. Este o oportunitate de a-ți arăta talentul, chiar dacă doar pentru noi doi. Sofia, Mereu cea mai mare susținătoare s-a alăturat tatălui ei. Vreau să te aud cântând, Victoria. Te rog! Sunt sigură că vei cânta ca o prințesă, ca în filme. Cererea Sofiei, făcută cu ochii strălucind de așteptare, a fost impulsul final de care Victoria avea nevoie. După un moment de reflexie, Victoria a cedat. Bine, voi încerca, dar nu promit nimic. Este în regulă, pot cânta pentru voi, dar asta nu înseamnă că voi cânta pentru tot restaurantul. În acea seară, depozitul s-a transformat într-o scenă improvizată, cu toți trei așezați pe cutii, lui cântând la chitară și Victoria eliberându-și vocea. Când a început să cânte, vocea ei dulce și melodioasă a umplut spațiul, dezvăluind un talent ascuns pe care nici măcar lui nu-l anticipase. În timp ce o privea cântând, Luis a descoperit o nouă pasiune să o vadă pe Victoria cântând era o experiență care îi încălzea inima, un sentiment nou și profund care îl învăluia complet, lăsându-le fermecat într-un mod pe care nu-l mai trăise niciodată. La rândul ei, Victoria, cufundată în muzică și în prezența lui Luis, a descoperit ceva despre ea însă și pe care nu-l știa până atunci. Să-l vadă pe Luis cântând, felul în care mâinile lui Abile scoteau melodii din chitară, era ca și cum ar fi asistat la un tip de magie. În acel moment, a realizat că admirația ei pentru muzică și actul de a cânta era doar o parte din motivul emoțiilor ei. Ceea ce o fermeca cu adevărat era chiar lui. Recunoașterea acestui adevăr a adus un vârtej de emoții, o combinație de fericire pentru descoperire și anxietate. După ce ultima notă a fost cântată și ultimul vers cântat, Victoria era radiantă. Experiența de a se prezenta, inițial înfricoșătoare, s-a transformat într-un motiv de entuziasm. Mulțumesc mult pentru asta, cu adevărat! Acum știu că sunt capabilă să o fac și voi da tot ce am mai bun. Hai să aducem muzica în restaurant! a spus ea, vocea încărcată de o nouă încredere. Când restaurantul și-a redeschis ușile a doua zi, o nouă energie vibra în aer anunțată de panoul renovat care promitea muzică live. 1. Provocare muzicală pentru clienți muzică live Ghicește numele melodiei și câștigă un desert. Această promisiune, neobișnuită pentru un restaurant de cartier, a stârnit curiozitatea multora, atrăgând un public care căuta nu doar o masă, ci o experiență. Luis s-a dedicat să monteze o mică scenă improvizată cu lăzi de fructe creând un spațiu primitor pentru ca Victoria să se prezinte. În ciuda simplității scenei, era un mediu frumos datorită culorilor fructelor. Luis, îmbrăcat în hainele de lucru pe care Victoria i le-a furnizat, a preluat funcțiile de servire și bucătărie cu o abilitate surprinzătoare, demonstrând că este un bucătar de primă clasă. Micuța Sofia nu se lăsa mai prejos, ajutându-și tatăl cu o seriozitate și dedicație care încânta pe toată lumea. Sofia pasa ingredientele, strângea farfuriile și paharele, și se mișca prin bucătărie cu o grație pe care doar fetițele o au. Pe măsură ce după amiaza avansa, restaurantul se umplea tot mai mult, clienții fiind atrași de noutatea muzicii live și de provocarea propusă. Victoria, cu vocea ei dulce și captivantă, îi fermeca pe toți, transformând spațiul cu melodiile sale fiecare cântec era primit cu aplauze entuziaste, iar clienții participau cu emoție la joc, încercând să ghicească numele melodiilor pentru a câștiga desertul promis. Între timp, Luis, deși ocupat cu cerințele restaurantului plin, nu pierdea nicio ocazie de a o admira pe Victoria ori de câte ori putea. La fiecare trecere pe lângă scenă, își permitea un moment să o observe cântând, un zâmbet înflorind mereu pe buzele lui. Acele mici clipe, când privirile lor se întâlneau și zâmbetele erau schimbate, erau întrerupte doar de necesitatea de a răspunde la apelurile clienților. Cu toate acestea, zâmbetul lui lui rămânea, un reflex al farmecului și al admirației profunde pe care o simțea pentru Victoria. Când lui s-a întors în bucătărie după unul dintre acele momente, Sofia, cu observația ei ascuțită, a comentat, tata, ai din nou zâmbetul ăla prostesc încă nu am renunțat la ideea de a avea o mamă, a spus ea cu un strop de ștrengărie în voce. Luis, surprins de comentariul Sofiei, a schimbat rapid subiectul la muncă. Să ne concentrăm pe farfurii acum, de acord. Avem multe de făcut ca să stăm la povești. Și ai grijă cu paharele. Folosește scaunul pentru a le ajunge. A încercat să mențină vocea neutră, dar inima lui era ușoară și se simțea aproape plutind. Era evident că pentru lui, acea zi nu a fost doar despre supraviețuirea restaurantului. În zilele următoare, restaurantul lui Armando a crescut doar în popularitate. În fiecare zi ce trecea, numărul clienților creștea, atrași nu doar de promisiunea unei mese bune, ci de experiența unică pe care restaurantul o oferea acum. În acest context de succes și bucurie contagioasă, Armando s-a întors din călătoria sa. Apropiindu-se de restaurant, Armando abia putea să creadă ceea ce vedea. Intrarea locului era plină de oameni, o scenă pe care nu o mai văzuse de mult. Sunetul vocii fiicei sale Victoria, cântând pentru un public încântat, ajungea la urechile lui, amestecându-se cu murmurul vesel al clienților panoul cuț de vânzare o care odinioară marca fața da restaurantului dispăruse. Intrând în restaurant, Armando a rămas și mai surprins să-l vadă pe Luis, care preluase rolul de ospătar cu o naturalețe și eleganță de adevărat profesionist. Îmbrăcat impecabil și cu un zâmbet care iradia fericire, Luis l-a salutat pe Armando cu o bucurie genuină. Bine ai revenit, Armando! Cum a fost călătoria? Sper că nu a fost prea obositoare, a spus el cu o simplitate care ascundea efortul și dedicarea din spatele transformării restaurantului. Armando, încă încercând să asimileze situația, a râs emoționat, permițându-și pentru prima dată în mult timp să plângă de fericire. Succesul pe care îl vedea în fața ochilor era ceva ce în momentele sale cele mai întunecate nu și-ar fi imaginat niciodată posibil. Ați făcut o treabă incredibilă! e un adevărat miracol. Îți datorez viața mea, Luis. În ciuda emoției, fără să piardă timpul, Armando și-a recăpătat seriozitatea. Dar se pare că nu avem prea mult timp pentru discuții și lacrimi. Avem multă muncă de făcut. Hai, întoarce-te la treabă. A declarat el, asumându-și locul în restaurant cu o energie nouă. Colaborarea dintre el și lui scurgea natural, ca și cum ar fi fost o echipă rodată de ani de zile. Acest moment marca nu doar recuperarea restaurantului, ci și nașterea unei noi familii, unită nu prin legături de sânge, ci prin împărtășirea visurilor, eforturilor și, mai presus de toate, a muzicii. Transformarea restaurantului lui Armando într-un punct de întâlnire plin de viață și bucurie era dovada vie că, chiar și în cele mai dificile momente, speranța și creativitatea pot deschide drumuri neașteptate, aducând lumină și culoare în cele mai întunecate zile. La sfârșitul unei zile agitate, restaurantul își găsea în sfârșit o dihna bine meritată. În acest moment de calm, Armando l-a chemat pe Luis pentru o discuție privată în depozit. În timp ce Victoria și Sofia se bucurau de momentul de liniște în bucătărie, savurând resturile unui desert, Armando, cu un sentiment de pură recunoștință, nu a pierdut timpul în a-și exprima mulțumirea față de lui. Nu știu cum să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Nu știi cât de mult înseamnă asta pentru mine și pentru fica mea. Nu doar ea a făcut un spectacol, ci și tu, prietenul meu. Luis, umil ca întotdeauna, a mulțumit pentru elogiu. Cu puțină creativitate și ajutorul tuturor, în special al Victoriei, am depășit provocările. Nu am făcut-o singur, domnule Armando. Nu aș fi reușit fără ea. Armando a zâmbit auzindu-le pe lui să recunoscând rolul victoriei în această realizare. Spune ce vrei, dar nu poți nega cât de pricepută a fost în seara asta. A avut grijă de clienți de parcă ar fi făcut asta de ani de zile, iar aceștia păreau foarte mulțumiți și de mâncare s-a prezentat ca un chelner și bucătar excelent. Atunci conversația a luat o întorsătură neașteptată. Armando și-a schimbat brusc expresia, devenind serios și a spus, dar sper cu adevărat că vei fi un ginere la fel de bun pe cât ești muncitor. Sau crezi că nu am observat schimbul de zâmbete dintre voi doi? A declarat, o observație care l-a luat complet prin surprindere pe Luis menționarea posibilității unei relații mai profunde între Luis și Victoria, venind de la Armando, a făcut ca fața lui Luis să se coloreze într-un roșu intens. Ideea că sentimentele sale pentru Victoria erau atât de evidente încât chiar și Armando le percepea l-a lăsat fără cuvinte, o combinație de fericire și rușine invadându-i ființa. Eu. Ei bine, nu știu ce să spun, a bâlbuit Luis și a râs nervos. După acea zi, Cursul vieții tuturor a luat o direcție neașteptată. Observațiile ascuțite ale lui Armando despre conexiunea dintre Luis și Victoria s-au dovedit a fi adevărate. Luis i-a propus Victoriei să fie împreună la scurt timp după întoarcerea lui Armando. Răspunsul afirmativ al Victoriei nu a fost o surpriză nici pentru Sofia, nici pentru Armando. Nunta a avut loc două luni mai târziu. În acest timp, Luis a devenit parte a echipei restaurantului, alăturându-se victoriei nu doar pentru a menține afacerea prosperă, ci și pentru a atinge împreună vise mai mari. Colaborarea lor, bazată pe respect reciproc și pasiune comună, a ajutat la acumularea de resurse suficiente pentru achiziționarea unei case. Sofia care devenise o prezență constantă și veselă atât în restaurant, cât și în viața lui Luis și Victoria, a primit vestea că va avea un nou frate cu o fericire de nedescris. Acest anunț a adus un nou sens la ceea ce era deja o poveste de depășire a obstacolelor și de unitate, simbolizând începutul unei descendențe promițătoare pline de dragoste. De-a lungul anilor, restaurantul nu doar că a rămas un loc de întâlnire îndrăgit în comunitate, dar s-a și extins devenind o franciză de succes în oraș. Viziunea inovatoare a lui Luis, combinată cu dedicația neobosită a lui Armando și sprijinul neclintit al Victoriei, a transformat restaurantul într-un simbol al rezilienței, creativității și succesului. Stabilitatea atinsă de familie a fost un testament al puterii colaborării, iubirii și credinței în vise. Zilele de luptă și incertitudine au lăsat loc unui viitor de prosperitate și bucurie. Unde fiecare nouă provocare nu era văzută ca un obstacol, ci ca o oportunitate de a crește și de a se întări împreună. Moștenirea lor, marcată de muzică, de gustul de neuitat al preparatelor și de iubirea dintre ei, a devenit o sursă de inspirație pentru toți cei care le-au trecut pragul, un memento că, prin unitate și iubire, este posibil să transformi visele în realitate. Dacă v-a plăcut această poveste, poți să pui un like și să te abonezi la canal. Sprijinul tău ne inspiră să continuăm să publicăm povestiri emoționante aproape în fiecare zi. Apreciem enorm sprijinul tău. Ne vedem curând!